Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Vorbim astăzi despre cum întărești imunitatea copilului. E un subiect care preocupă părinții, mai ales în sezonul rece, când răcelile pândesc după fiecare topogan. Pe termen lung, laptele matern este cel care îi asigură copilului mic un sistem imunitar puternic. De aceea ar fi minunat dacă ți-ai putea alăpta bebelușul cât mai mult, de preferat până la vârsta de 2 ani. Asta nu înseamnă că dacă îl hrănești pe cel mic cu lapte praf, ar trebui să te aștepți să răcească toată iarna. Nici de cum, mai ales dacă ai grijă ca alimentația lui să conțină suficiente fructe și legume. Somnul este de asemenea foarte important, așa cum este și calitatea lui. Deși fetița noastră are de acum un program destul de bine definit de somn, eu încă mă surprind numărându-i orele dormite, ca să mă asigur că are parte de cele 14 ore recomandate pentru vârsta ei. Îl poți ajuta pe cel mic să-și construiască un sistem imunitar puternic și prin plimbările zilnice la aer curat. Știu că vremea rece nu e foarte învietoare, dar chiar și în lunile de iarnă ar trebui să ieși la plimbare cu cel mic. Iar dacă ai un bebe care a început să meargă de-a bușilea prin casă, ar fi bine să-i speli mânuțele cât mai des, dar să nu faci o obsesie din asta. Pentru că mersul de-a bușilea are și el rolul lui în dezvoltarea imunității, prin așa numita imunizare naturală. Cu toate acestea, așteaptă-te ca organismul să-i se întărească uneori și prin răceli și îmbolnăviri. Fac parte din proces până la urmă. Cam atât pe scurt despre creșterea imunității copilului. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!